Acesta este blatul. Eu l-am tăiat deja, dar haideți să vă zic ceva. Așa arată bucătăria. Am așa banana tău, se cheamă. O să vă inserez aici ce fel de poze am avut la ziara, făcute de dinețele de mine sau de Răzvan. Cam cum se așează. Da, deci acestea sunt toate cumpărăturile. Și acum haideți să vă arăt prânzul meu improvizat cu resturi de prin frigider. Așa arată crema mea. Este densă. Voiam să vă arăt. Bună dimineața cu micul dejun. Așa cum v-am zis ieri, am început vlogul. Astăzi îl voi continua. Ați văzut deja că am dus fata la țară. Fata încă este la țară. Eu mi-am făcut un mic dejun aici. Am să vă vorbesc imediat despre micul dejun. Am fost la țară, am dus ieri fata, am venit acasă și n-am făcut mai nimic. Astăzi m-am trezit târziu, la 9:30. Este 11. Mi-am făcut și eu micul acesta dejun. Și vreau să mănânc și apoi să mă apuc de treabă. Vreau să fac atât de multe lucruri. Bun, haideți să vă arăt ce am astăzi la micul dejun. Am așa banana toast, se cheamă. Am descoperit combinația asta în urmă cu câțiva ani, cred că 6-7 ani de zile, la o mătușă de-a mea care a stat prin Anglia și este așa, pâine prăjită, unt, banane și miere. Și este o combinație absolut delicioasă. Și parcă mi s-a făcut așa dor, poftă. Și mi-am făcut. Astăzi sunt singură acasă, să știți. Sunt singură. La modul că sunt cu soțul, dar nu este fata. Și așa arată micul meu dejun. Vreau să mănânc. Dar înainte de asta vreau să vă zic așa ce fac astăzi. Am să-mi las aici micul dejun. Așa. Dacă nu pornește frigiderul, pornește centrala. Dacă nu pornește centrala, pornește frigiderul. Ceva pornește aici în dimineața asta, la prânzul ăsta. Bun, mi-am scos aici 10 ouă. Vreau să fac un tort. 10 ouă. Mi-am adus din balcon făina, zahărul ca să ajung la temperatura camerei. Am să le mai las cam o oră și apoi mă voi ocupa de blat. Vreau să fac un tort. Parcă trebuie să fac un tort. Nu știu, mi-e dor să fac un tort. Aici am niște năut pe care vreau să-l pun hidratat și mai pe seară să-l fierb în oala sub presiune. Deci o să ne ocupăm și de tort și de năut. Am să frământ și aluat pentru pizza, pentru că vreau să fac mâine pizza. Și da, cam asta este situația. Micul dejun este aici. Am aici fructe, vreau să le scot pe acestea din caserul asta de plastic și să le pun într-un coș din ăsta de lemn. Vreau să hidratez năutul. Astea le mai las un pic la temperatura camerei. Cât timp mănânc eu micul dejun și ne auzim puțin mai târziu, că am vorbit o grămadă. Bună dimineața! V-am arătat micul dejun, v-am arătat ce gătesc. Și acum vreau să stau puțin de vorbă cu voi, să vă zic și de ce sunt așa de gătită, să vă zic că Tiara nu este acasă, Tiara este la Bica. Este greu așa când nu ai copilul lângă tine, parcă e prea liniște. E mult prea liniște, într-adevăr, este benefică și câte o liniște din asta. M-a rugat mama foarte mult să o duc pe Tiara la țară. De asta am și dus-o, dar nu, ăsta este principalul motiv. Principalul motiv pentru care am dus fata la țară să stea o noapte acolo este pentru că voiam să fac o curățenie așa în profunzime în dormitor. În dormitorul nostru. Urmează să montăm pătuțul. O să fie un video separat despre asta. Am montat pătuț. Se va numi Nest With Me, să ne facem pregătirea pentru venirea bebelușului. Vor fi două clipuri de genul acesta, cea în care vom pregăti hăinuțele, le voi spăla. Astăzi vreau să filmez 3 clipuri.
dacă nu mă înșel, 3 clipuri despre maternitate. Profit de faptul că Tiara nu este acasă. Asta este o altă poveste, vă zic, dacă mai am timp, pentru că nu vreau să lungesc foarte tare acest vlog. Da, voiam să fac curățenie în profunzime, adică să aerisesc puțin lădoiul, să dau cu aspiratorul în lădoi pentru că se adună praful, să fac curățenie și șifonier prin dormitor, să dau peste tot cu aspiratorul. Nu voi filma asta, probabil am să inserez before and after poze, ca să vedeți așa despre ce vorbesc. Afară este norat, nu știu ce vlog o să iasă, dar vreau să filmez, adică de asta am dus-o pe Tiara la țară, ca să pot să-mi fac eu treaba, v-am zis ieri că o voi duce la țară ca să pot să-mi rezolv din treburi. Acestea erau treburile importante, să fac curățenie generală în dormitor, pentru că urmează să vină bebe, vom monta pătuțul în camera fetei, îl vom ține acolo și apoi când va veni bebe îl vom muta în dormitor. Și facem așa câteva schimbări, s-ar putea să scoatem comoda din dormitor, nu știu exact cum o să procedăm. Cert este că de asta am dus fata la țară, ca să pot să-mi fac întihnă lucrurile, treburile, că în mod normal Tiara nu m-ar lăsa. Cotrobeie peste tot, mai ales în lădoi. Lădoiul fiind un loc în care nu are acces, sunt lucruri depozitate acolo și vă dați seama că era eu pe pământ pentru un copil. Mai ales că sunt lucruri noi, sunt lucruri colorate și de asta am dus-o efectiv la țară, ca să pot să-mi fac eu treaba. V-am zis că vreau să filmez 3 videouri astăzi legate de maternitate, dacă tot este Tiara la țară, să profit de chestia asta și să mă ocup un pic și de YouTube. Cel de cumpărături, cumpărăturile pentru mine și pentru bebe, ce avem nevoie, avantajul este că am experiența de la prima naștere și știu ce am cumpărat și n-au fost de trebuință la Tiara și știu acum ce am nevoie, strict ce am nevoie, am luat strict ce am nevoie, n-am luat nimic extra, știu hăinuțe că nu trebuie să le cumpăr pe toate la început. Depinde acum și ce greutate are bebe. Of, trebuie să aveți răbdare cu mine că respir așa de greu. Și vorbesc așa de greu pentru că abia mai am aer. Da, asta, voiam să fac un video legat de cumpărăturile pentru maternitate, apoi voi face Nest With Me, adică mă pregătesc pentru venirea bebelușului și vreau să spăl hăinuțele astăzi. Hăinuțele de la Tiara ce au rămas, ce am selectat de la Tiara, ce era mai uzat, am donat și eu, ce știam că nu o să mai folosesc acum, am donat și eu, ați văzut într-un vlogmas, cred, că m-am pregătit așa intens și am selectat din hăinuțe. Ce să vă mai spun, vreau să... da, și voiam să vă zic de ce m-am machiat așa, că în mod normal nu m-aș fi machiat așa. Vreau să-mi fac niște poze, pentru că eu, acum în sarcină, nu mi-am făcut poze, adică o singură... niște poze așa în care nu mi se vede foarte bine fața am făcut, dar nu sunt neapărat poze frumoase să le pot developa și să le pun în ramă. Sunt poze așa ca și amintiri să mai, dacă mi se face dor cum eram eu gravidă, să mă uit pe acele poze. Mai am poze așa cu Burtica, cu Tiara și Burtica, dar nu am poze cu mine fiind însărcinată acum. Așa că am zis să fac, pentru că la Tiara am avut poze. O să vă inserez aici ce fel de poze am avut la Tiara, făcute de, bineînțeles, de mine sau de Răzvan. Și vreau și acum să am, pentru că dacă e să developez pozele și să le vadă copiii mei când cresc mai mari, să nu fie geloși că de ce la Tiara am făcut și la bebe acum nu am făcut, de ce... Pur și simplu nu vreau să fac așa diferențe între copii sau inclusiv în partea asta de sarcină. Așa că vreau să fac niște poze, să-mi fac niște poze acum însărcinată. M-am machiat frumos, deși lumina este praf, deci e norat, e urât afară. Dar sper să iasă ceva frumos. Acum să o vom vedea, nu știu exact.
Cert este că în plan am să fac și niște poze, să fac curățenie în dormitor. Deja am aerisit. Ați văzut că am pus noutul la hidratat, va urma de seară probabil să-l fierb. Voi face și un aluat de pizza. Imediat mă duc să fac blatul pentru tort. Deci am așa foarte multe să fac și pentru YouTube, să fac și pentru casă, să fac și prăjituri, să... Avantajul e că mama a făcut ieri o ciorbă de perișoare și am luat de la țară niște ciorbă ca să avem la cină seara asta. Vom merge și după Tiara, pe Răzvan am trimis la cumpărături. O să fac și un haul de cumpărături. Va fi un vlog așa cu de toate. Ieri nu am prea filmat, dar astăzi cu siguranță voi filma. Da. Și cam asta v-am lăsat, că deja sunt 7 minute de când filmez și vedeți și voi, mă apuc de un subiect, trec la altul, iar mă întorc, iar mă sucesc, iar mă... Da, o să fie un vlog lung și vreau să vă mulțumesc că aveți răbdare cu mine și mă ascultați până la final. Nu... Da, e, știu cât de important este timpul în zilele noastre. V-am lăsat, mă duc să dau cu aspiratorul un lădoi. Și apoi să filmez și să fac poze și ce mai am făcut. Bun, așa arată în momentul de față lădoiul, cu de toate. Și are foarte mult praf, dacă vedeți acolo și în partea aia. Și vreau să scot tot, să aspir. Și da, cam asta e treaba. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember, all things must pass. But I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, no, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm... Bun, și așa arată după ce am aspirat. Este... aspirat peste tot. Este aspirat peste tot. În ordine pus totul. Mare lucru nu s-a schimbat, adică nu am aruncat nimic sau nu am, pentru că am nevoie de lucrurile astea, acte, prostii, minuni, pe chestii pentru plajă, n-are rost să le arunc. Voi mai pune alea de jos acolo un geamantan și cam asta este tot. Bun, haideți să vă arăt ceva, că tot mă țin să vă arăt, să le schimb astăzi, dacă tot m-am apucat de treabă. Am luat lingerii de pat, știți foarte bine că mi-am dorit foarte mult să-mi schimb lingeriile la pat, adică am 3 de schimb, tot timpul le rotesc, dar voiam ceva nou, voiam ceva mai simplu, mai, nu știu, să nu încarci așa mult cromatic. Așa că mi-am luat 2 lingerii, asta pentru Tiara și asta pentru dormitor. Sunt de la Sinsay, cum, nu știu cum se pronunță. Acesta este pentru dimensiunea patului nostru, mă rog, pentru dimensiunea acestei pilote. La Tiara e 160x200, patul ei este mic, are 1 m x 2,20 m, parcă. S-ar putea să fie lingeria asta mare, mult prea mare pentru că are 160 cm, dar o să văd cum se așează. Sunt din bumbac și mie îmi place cum arată. Acum vreau să schimb lingeria asta de pe pat și să o pun pe asta și haideți să vedem cam cum se așează. Something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends and
feel. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa. But I'm not gonna wake up. Și așa arată lingeria pe pat. Vreau să vă arăt cum dă lingeria pe patul nostru. Este puțin mai mare față de pledul pe care îl avem. Este, mă mir cum de este mai mare, pentru că ca și dimensiune este la fel. Și o altă chestie, la fețele de pernă sunt așa, mari, lungi, sunt pentru perne pătrate, dar noi avem perne dreptunghiulare și am să le duc la modificat și am să-mi fac, cum ar veni dintr-o din asta, am să fac două fețe de pernă și așa și cu cealaltă pernă, vedeți, atârnă. Am încercat eu să o pun așa. Da, mie îmi place tare mult cum arată și... Este și foarte calitativ bumbăcelul ăsta. Și n-a costat mult, ați văzut. 70 de lei una și 40 de lei cealaltă lingerie. Haideți să facem și un mic haul de cumpărături, dacă tot a fost soțul la cumpărături și bineînțeles că el când merge la cumpărături ia extra, 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 extra. Ia să vedem cum le aranjăm pe aici, astfel încât să-mi încapă cumpărăturile. Sigur, croasante cu caise aici, două. Ce-ai luat aici? Croasante cu caise și mai ce? Covric cu ce? Covric cu nu știu ce a zis că ai luat aici. Este ceva, arată bine. Așa. Ce-am mai luat? Eu i-am dat o listă, mi-a adus flori. Românesc? Moldovenesc. Un covrig moldovenesc. Așa. I-am zis să-mi ia busuioc și bineînțeles că așa arată busuioc la el. Mi-a luat mentă. Numai bun, îmi fac limonadă. Așa. A luat banane. Eu i-am dat listă și... uitați că a primit Dada tiara și o biluță din asta. I-am zis să-mi ia un teritor de frișco. Bine, că astea cred că au oprit la alt magazin pentru că Lidl nu are de la Dr. Oetker. Sau, mă rog, are foarte rar produse de la ei. Un teritor de frișcă, două pentru tort, banane. I-am zis să-mi ia banane și mi-am luat și banane. Așa, foarte bine, ca să le pun aici în fructieră, în coșul acesta cu fructe. Așa, ce a luat? Niște roșii cherry, deși mai am în frigider o grămadă de roșii cherry, s-a gândit ea să mai ia o caserolă. Lapte din acesta de cafea, că nu mai are lapte de cafea. Apoi, și-a luat sigur pentru pizza. A luat un cheddar, deși mai este cheddar în casă. Da, așa este soțul meu cum merge la cumpărături, singur. Dă un cafe. Cafea. I-am zis să ia lucruri pentru pizza, să pot pune pe pizza și și-a luat mușchi de porc crud uscat și i-am spus să ia și o șuncă Praga din asta, Praga, pădurea neagră, ca să fac cu rucola. Voi face trei pizza. Una pentru el și una cu cartofi și una cu rucola și jambonul acesta sau șunca asta. Ce mai luat? A luat o baghetă din asta franțuzească, care este ruptă, din păcate. A luat o pâine cu semințe.
A luat o pâine cu semințe soțul meu. Sunt curioasă dacă o să o mănânce, pentru că are semințe și el nu mănâncă pâine neagră cu semințe, dar a luat. Așa. Am mai luat două din astea de prosciutto cotto. La fel, salam pentru pizza. Încă o șuncă din astea pădurea neagră. I-am spus să ia mascarpone pentru tiramisu. 750 de grame. A luat o din asta mare și una mică. I-am mai zis să ia și o brânză din asta proaspătă de vaci și a mai luat el extra un iaurt din acesta cu căpșuni. Da. Cam acesta este holul de cumpărături. Stați un pic să le pun un pic în ordine să vedeți așa, în mare. Da, deci acestea sunt toate cumpărăturile. Le vedeți. Croasante, mentă, laptele de cafea, toppingul pentru pizza, aici cafea, roșii, mascarpone pentru tort, brânza de vaci și imediat mă apuc de blat. Bun, haideți că s-a modificat un pic planul și cred că vom rămâne în seara asta la țară și vreau să mă apuc repede de tort, este 1 fără 10. Astea au stat mult la temperatura camerei, mi-am pus cuptorul la 180 de grade, 10 ouă, am să fac prima dată din 5 ouă și aici am 10 linguri de făină, 10 de zahăr, lămâie și amoniu pentru prăjituri. Am să separ ouăle, bat albușul cu zahărul, apoi pun gălbenușurile, făina și e foarte simplu. 10, 10, 10 și puțin amoniu pentru prăjituri, nu e mare scofală blatul de tort pe care am să-l fac. Este un fel de panișpan așa, ca blat. Și am să fac din 5 ouă, să văd cum crește și dacă e ok, am să-l las așa, nu vreau să fac dita mai tortul. De obicei când fac tort, când face mama tortul, practic blatul este de la ea. Este rețeta ei pe care o face, rețeta asta o face de când eram noi copii mici, așa că când face ea tort, este un dita mai tortălău din 10 ouă și s-ar putea să fac doar din 5 ouă, dar și din 5 de zahăr și 5 de făină, dar să văd exact cum crește în tavă aluatul, blatul, de fapt. Haideți să mă apuc de treabă, că Doamne, câte mai am de făcut! I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. Been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Și așa arată aluatul, am să-l pun în tavă, am tapetat deja tava aici cu hârtie de copt, am să iau un pic de aici și am să pun ca să se lipească bine hârtia, în felul ăsta, am să fac asta după ce las camera din mână și pun repede la cuptor la 180 de grade pentru 45 de minute aproximativ. Where I do come from,
asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Și acum haideți să vă arăt prânzul meu improvizat cu resturi de prin frigider. Am mai avut niște broccoli fiert, mă rog, la apuri făcut, un albuș de ou cum am făcut maioneză, niște fasole, avocado, un pic de avocado, am pus un pic de smântână, puțină sare și aici fulgi de drojdie inactivă, pe o lipie din asta libaneză. Toate sunt resturi de prin frigider și ca să nu le arunc, le voi refolosi. Și mi-am făcut așa, ca un fel de roap din ăsta, ca un fel de shawarma cu de toate. Și vreau să mănânc așa la prânz, îmi plouă în gură. Așa, și așa arată prânzul meu. Blatul este la cuptor. Și mănânc și după aia mă duc să mai îmi rezolv din treburi. Acesta este blatul. Eu l-am tăiat deja, dar haideți să vă zic ceva. L-am copt 45 de minute. L-am scos din tavă imediat cum am oprit cuptorul. Am scos blatul din tavă. Să vă arăt. Am luat folia imediat, am scos blatul din tavă. N-am mai filmat pentru că n-am avut baterie la cameră. Și n-am apucat, a trebuit să pun bateria la încărcat. Am scos repede blatul din tavă, am scos și folia, am scos inclusiv fundul tăvii și l-am lăsat să se răcească. Apoi, cu o formă din aceasta de care am eu, v-am mai arătat eu odată cum tai, ca să fie drept. Mă folosesc de treaba asta și vin cu cuțitul. Și tai drept. Ce voiam să vă mai spun? L-am lăsat la răcit, întors așa. Imediat după ce l-am scos din tavă, l-am pus așa și l-am lăsat la răcit, astfel încât să nu se lase și nu s-a lăsat deloc. Așa, ce să vă mai zic? L-am tăiat așa în trei, dar voi folosi doar astea două, bucățele. Vreau să fac crema repede cu mascarpone, un pic de frișcă și puțin lapte condensat. Apoi montez tortul. Așa, să știți că masa este curată. Montez tortul și apoi am să pun fructe. Am această banană, am să pun banană, niște afine, niște zmeură și puțin ananas din compot. Am să însiropez și tortul și imediat este gata. Partea asta este cea mai ușoară, crema și montajul. Haideți să mă apuc de treabă că am senzația că n-am făcut mai nimic. Haideți să vă arăt și ce fac aici. Aici am pus o cutie din asta de mascarpone de 500 de grame. Nu știu ce-i cu mine, scap tot pe jos. O cutie din asta de mascarpone de 500 de grame am pus aici în bol. Am pus dintr-o conservă din asta de lapte condensat, am pus cam 3 sferturi. Am pus un pic de esență de vanilie din aceasta. Așa. Și acolo am bătut jumătate de cutie din asta de hulala. Știu, e cea mai panoramă frișcă posibilă. Dar am încercat și cu din aceea proaspătă și nu mi s-a făcut frișcă, așa că n-am vrut să risc. Am acest compot de ananas și vreau să însiropez blatul cu siropul acela din conservă. Și cam asta fac. Amestec acum crema și apoi am să pun frișca. Așa arată crema mea. Este densă, groasă, arată foarte bine, este foarte gustoasă, nu este foarte dulce, că nici nu-mi place să
mănânc un tort foarte, foarte dulce. Am să tai fructele și apoi mă ocup să montez tortul. I've never been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Keep thinking how we love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Arăt un pic cum arată bucătăria după ce am făcut tortul. Uitați un pic ce e aici. Vreau să fac ordine înainte să plec după fată. Așa arată. Și da. Haideți să mă apuc de treabă că e jale-i. Jale mare. Bun, voiam să vă arăt tortul. El așa arată. Am încercat eu să-mi dau cât am putut silința la decorare. Am decorat și cu biscuiți, deși nu conține biscuiți. I-am pus afine, zmeură, ați văzut, fructe și așa. Așa se prezintă tortul. Mâine o să-i facem proba, lasă să se însiropeze, să se pătrundă toate gusturile. Asta voiam să vă arăt, tortul care arată așa. Mâine probabil voi vlogui. A ajuns și Tiara acasă. Imediat vă arăt. Năutul s-a hidratat. Trebuie să-l fierb, dar nu cred că mai apuc să-l fierb astăzi. Am să-l fierb mâine. V-am spus, cred că am să... Nu știu, cred că am să continui vlogul mâine. Mâine fiind duminică. Așa arată bucătăria. Am spălat vasele, m-a ajutat și Răzvan cu o tură de vase, am dat cu aspiratorul pe jos. V-am zis de năut că trebuie să-l pun la fiert. V-am arătat tortul, care este super. Și crema are un gust foarte, foarte bun. Abia aștept mâine să mănânc tort. Și da, haideți că vă filmez un pic pe Tiara. Nu colora acolo, mami, pe pantalon. Ia spune, ce faci? Ai fost la Bica și la Bicu? Da. Și ți-a plăcut? Da. Și mai mergi? Da. Da? Și acum ce faci? Colorez cu... Cu ce culoare? Nu știu. Cu aia. Ce culoare este? Albastru. Nu este albastru. Este? Negru. Nici negru este. Mov. Da? Da. Da. Spune papa la vlog. Pa, vlog. Ne vedem? Data viitoare. Data viitoare. Data viitoare. Pa, pa! Închide, da. Bine, ha. Stai, stai.